proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. În apropiere de aglomerata Piață Romană, ascunsă pe o străduță îngustă, se află un spațiu în care pacea ce o învăluie amintește de liniștea primordială, Biserica Icoanei. Istoria spune că încă de la sfârșitul secolului XVII, aici exista un mic schit de lemn aflat în grija unui David Ceauș, fost diplomat al voievodului martir Constantin Brâncoveanu. O mulțime de alți ctitori din vechea familie de români Băbeanu au reconstruit sfintele lăcașe aflate în acest loc. În naosul bisericii se află o icoană a Maicii Domnului cu pruncul, făcătoare de minuni, tămăduitoare și ajutătoare a celora care vor să se căsătorească. Atestarea sa datează de la 1682. Provine de la voievodul martir Constantin Brâncoveanu. Și a fost așezată această icoană în bisericuța de lemn. A avut o istorie scurtă bisericuța aceea de lemn, datorită unui incendiu a ars și în cenușe, în scrumă, jar, a fost găsită icoana neatinsă. S-a produs o emulație duhovnicească în jurul acestei icoane, lumea a început să vină spre icoană, în așa fel încât termenul așa, atracția era icoana, mergem la icoană. Și atunci s-a numit Biserica Icoanei, Cartierul Icoanei, Strada Icoanei, Parcul Icoanei și a rămas până în zilele noastre icoana. La cutremurul din 1838, Biserica Icoanei s-a năruit încă o dată. Este reconstruită și repictată în același an, dar după aproape 50 de ani, un alt Băbeanu, Mihai, descendent al aceleiași familii de ctitori, restaurează din temelii biserica. Și pictura inițială în frescă este acoperită cu această ocazie de pictură în ulei, realizată de elevi ai lui Gheorghe Tătărăscu. Astăzi, după o restaurare recentă, pe pereții bisericii se pot observa două tipuri de pictură. Fresca originală scoasă la iveală de curând de specialiști restauratori, dar și pictura în ulei aparținând stilului Tătărăscu. Icoana grabnic ajutătoare a Maicii Domnului cu pruncul luminează, ușurează, tămăduiește pe oricine se roagă cu credință la ea. Icoana este cunoscută în istorie ca tămăduitoare. Minunile se fac în cooperare. În primul rând să ai încredere. Nu te duci la Maica Domnului în fața unei icoane, că de fapt te duci la Maica Domnului. Nu te duci la icoana în sine, la obiectul de artă sau de cult. Te duci ca și cum ai fi în fața Maicii Domnului. Te duci cu încredere, nu cum te duci în alte zone unde poate se face ceva, poate se rezolvă ceva. Nu, ai să fii convins că se rezolvă. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.